Aproximativ 15.000 de oameni din mai multe județe ale țării l-au comemorat ieri la Țebea pe Avram Iancu. Ceremonialul închinat memoriei lui Avram Iancu a avut loc în complexul istoric de la Țebea, comuna Baia de Criș. La eveniment au participat și ministrul administrației și internelor, Mircea Dușa, cel al muncii, Mariana Câmpianu, al educației, Ecaterina Andronescu, vicepreședintele senatului, Dan Radu Rușanu, secretar de stat, parlamentar, dar și președintele PRM, Vadim Tudor. Manifestările care marchează comemorarea 140 de ani de la moartea lui Avram Iancu au început la ora 11 cu o paradă militară, depunere de coroane la mormântul acestuia și cu discursurile oficialităților. Din partea Senatului României depune o coloană condusă de vicepreședintele Senatului, domnul Dan Radu Rușanu. O prezență obișnuită la Țebea, Vadim Tudor s-a arătat supărat pe politicienii care nu au participat la comemorarea lui Avram Iancu. Cine nu vine la Țebea, mai ales la o cifră rotundă, 140 de ani de la trecerea în veșnicie a unui om sfânt ca Avram Iancu, nu există. E regretabil că nu au venit. Nu era vorba de recolta voturi. Eu vin aici de 21 de ani, dar despre Avram Iancu scriu de 40 ceva de ani. Am venit pentru că e o datorie morală și pentru din respect față de moți și față de alți ardeleni, care iată ce frumos serbează ei asemenea evenimente. Este o zi frumoasă, românii se simt bine, am văzut că a fost întreaga festivitate foarte decentă, spre deosebire de alți ani în care s-a mai huiduit. Românii au înțeles că numai fiind uniți pot să își realizeze idealele. Avram Iancu, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, s-a născut în anul 1824 la Vidra, în Munții Apuseni, într-o familie de moți înstăriți. A studiat dreptul la Cluj și a murit la 10 septembrie 1872 la Baia de Criș, fiind îngropat la Țebea, lângă gorunul lui Horea. Mii de oameni au venit să-l comemoreze pe Crăișor. Sunt din comuna Buciu, județul Alba. Mă numesc Olda Viorica. Veniți în fiecare an la Țebea? Vin în fiecare an la Țebea. Reprezint comuna prin portul meu popular, care este peste 100 de ani. Și vin în cinstea lui Avram Iancu, care îl respectăm până vom trăi. Ce înseamnă Avram Iancu pentru români, dar mai ales pentru moți? Pentru moți este mai mult decât un om. Ce înseamnă Avram Iancu pentru români, dar mai ales pentru moți? Pentru noi, pentru mine și pentru noi, eu zic că e strămoșul nostru, adevărat. Ce a însemnat Avram Iancu pentru noi? Păi știu, așa, craiul nostru, așa, pe vreau să te urmă 48. Știți cumva când a murit Avram Iancu? Păi acum în septembrie, nu, dacă în 8, când a fost, în 14 sau cât, în 8. 10. Serbările naționale Țebea 2012 au continuat în jurul orelor 18 cu spectacole susținute de cunoscuți interpreți de muzică populară.